strategia celor de la PSD-ALDE după ce Iohannis a cerut demisia premierului, ce au discutat Dragnea sublinierei Tăriceanu, anunc despre suspendarea presubliniere dintelui. S-a dezlântuit jihadul între putere sublinierei presubliniere dintele Klaus Iohannis. Eful statului a cerut public demisia premierului Viorica Dencil, iar cei de la putere reacționează. În direct la România TV, Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit o discuție cu Liviu Dragnea, dar la subliniere i-a atacat dur pe Iohannis. Nu înțeleg acest derapaj. Presubliniere dintele nu poate să treacă peste Parlament, chiar dacă nu îi convine. E o declarație politic sublinierei atât. Prin această declarație, presubliniere dintele deschide un război împotriva premierului, dar îndreptat sublinierei împotriva al de sublinierei PSD. Am vorbit aseară cu Liviu Dragnea. Am discutat. Premierul nu trebuie să ia mandat de la nimeni pentru a pleca într-o deplasare externă. Eram amuzat de situație. Presubliniere dintele vrea să arate un rol care nu e descris nicieri în Constituție. Nu ne-am gândit la suspendare, dar nu putem să nu observăm ce presubliniere dintele a declan sublinierea un război pe chestiuni de orgoliu, nu altceva, a dezvăluit Tăriceanu.